Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Este o vorbă a părintelui Paisiolaru. Să nu rămânem doar cu raiul pământesc, să putem face cumva, să putem ajunge și sus. Adică, prin aceste călătorii duhovnicești, să ne purtăm într-așa fel, ca să putem atinge calea cea înaltă care duce spre rai. Pentru că raiul este o stare relativă, o poți avea sau nu poți avea. Dacă ai murit azi și nu te-ai rugat, s-ar putea să nu-l vezi. Dacă ai murit anul ăsta și nu te-ai împărtășit, s-ar putea să nu-l vezi. Dacă ai murit diseară și nu te-ai închinat, s-ar putea să nu-l vezi. Dacă ai murit azi și n-ai luat anafuri și aghiazmă, s-ar putea să nu-l vezi. Dar dacă le faci pe toate cu rânduială, ești botezat. E anafură și aghiazmă, te rogi seara și dimineața, te duci duminica la liturghie, te spovedești în postul și te împărtășești, te rogi în fiecare zi, aprinzi candeluța, faci o faptă bună, înaintea lui Dumnezeu ești mare. Deci orice s-ar întâmpla, locul tău e în rai. De ce? Pentru că cel ce cunoaște căile de a ajunge în rai, acela așa are rai asigurat. Așa spune, de mă veți asculta, bunătățile pământului veți avea. Cel ce este mie prieten, păzește poruncile mele. Și dacă el păzește poruncile mele, eu vin la el cu tatăl meu și îi facem locaș în el. Deci spune categoric, nu trebuie să ne facem grijă. Acum depinde cum intrăm în rai. Unii vor mai repede, unii vor mai încet. Zice că era doi băieți consilieri la o biserică. Unul era mai invidios așa din fire, vrea el un fel de concurență neloială, vedea că unul a adus doi colace, el aducea trei, vedea că a adus două colive, aducea trei, vedea că a adus doi lei, aducea cinci lei, tot să fie cu ceva în față. Era cumva invidios pe ceilalți și vrea să-i întreacă, dar s-a întâmplat să moară primul invidiosul. Și când s-a dus înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus, Petre, ia cercetează omul ăsta să vezi ce-i cu el. Doamne, plin de fapte bune, peste măsură. Adu și mie lista cu fapte bune. Dacă Dumnezeu le știe pe toate, vă dați seama că vedea altfel. Și-a zis, pe ăsta trebuie să-l duci în iad. Nu se poate, Doamne. E o eroare. Păi, ți-am spus să-l duci în iad. Nu se poate, Doamne. Păi tu n-auzi că ți-am spus să-l duci în iad? Eu-s Dumnezeu, eu hotărăsc. Și Doamne, chiar nu mai înțeleg nimic din lucrarea asta. Las că-i să înțelegi mai încolo. L-a dus Petru și l-a lăsat la gura iadului, l-a preluat demonul de servici și l-a băgat acolo în munci. Cârtea și judeca și o sândea și făcea ca toți dracii de pe planetă. O zis Petru, Doamne, scutremur iadul cu omul ăla acolo, dar totuși nu te înțeleg. Pomenie, parastase, fapte bune, rugăciune, mers la biserică, rugat, făcut milostenie. Ce ai găsit rău la el? Tași din gură, tu nu știi, tu te uiți la fața omului, nu la inima omului. Tot ce a făcut, a făcut din mândrie, tot ce a făcut, a făcut din orgoliu și să fie mai bun ca alții. Omul nu trebuie să compare cu nimeni, cu el însuși. Atât. Dumnezeu a spus, eu sunt adevărul, calea și viața. Vreți model, mă luați pe mine, învățați de la mine că-s blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. După ce o cârtită la o vreme acolo ca toți demonii, într-o zi s-a pus așa, cumva, într-o poziție îngemâit și-o zis, Doamne, poate chiar am greșit ceva înaintea ta și nu-mi dau seama. Te rog să mă ierți. Și s-a audit glasul Dumnezeu, da, Vasile, ce s-a întâmplat? Vai, Doamne, nu știi cât mă bucur că ți-am auzit glasul tău. Stau aici și mă perpelesc în muncile iadului și nu știu de ce. Nu știi de ce? Hai să te salvez. Vrei să ieși? Vreau să ies. Vezi că e un test de mare fidelitate. Vezi că e un test de mare finețe duhovnicească. Vezi că e un test de mare acuratețe spirituală. Vezi cum îl treci. Păi, Angeli, trimite câteva firi până jos la ala în flăcări, că vreau să-l urc la mine. Păi, Angeli, nu te-ai zice repede. O și-o tras. O să vă întrebați, ui om pe un fir de păianjen, da. Sufletul omului s-a subțiat ca pânza păianjului, atât de ușor. Sufletul n-are grame, da. E fără greutate, el e duh. Și spune, hai, urcă-te la mine.
Și Dumnezeu a luat o crenguță așa și tot scărchina pânza aia o scutura spunea, băi, tu ce faci acolo, vezi că se rupi. Doamne, nu știu eu divină, nu, eu merg în cerci cu atenție. Iară scutura crenguța aia și la un moment dat îi zice, băi, uite-te ce se întâmplă, că e aproape se rupi. Când se uită la în stânga, foc, în dreapta, foc, în sus, foc, în spate, foc. Băi, în jos, pe pânza de pe anj, în sute de suflete urcau sus la Dumnezeu. Și-o zis, Doamne, nu se poate, nenorociți ăștia trag de pânza mea să o rupă. Dă-mi ceva să tai. Nu tăia, Vasile. Invidios ai plecat de pe pământ, invidios ești în iad. Tai eu de aici, că nimic necurat nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Ce spune Sfânta Scriptură? Toate poruncile să le păziți, dacă una singură ați călcat, vredniți sunteți de ghenă. Care e aceea? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, nu urăși soacra, nu urăși socru, nu urăși bărbatul, nu urăși copii, nu urăși familia, nu urăși pe nimeni, n-ai voie. Trebuie să-i tolerezi așa cum sunt. Dumnezeu știe de ce-s răi, Dumnezeu știe de ce-s bun. Tu spui, Doamne, mântuiește-i pe tăți și pe mine păcătosul. Doamne, bagă-i în rai pe tăți și pe mine păcătosul. Doamne, dezleagă-i pe tăți și pe mine păcătosul. Iartă-i pe tăți și pe mine păcătosul. Un singur suflet, dacă nu iertăm, stai pânza. Așa că tema pentru o casă este iertați și se va ierta vouă. Că spune în Tatăl nostru să ne ierți păcatele noastre cum am iertat noi greșițelor noștri. Acum rememorați-vă câți dușmani ne-ați iertat ca să vedeți de câte ori l-ați mințit pe Dumnezeu la rugăciunea Tatăl nostru. Amin. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire.